Bună ziua, sunt Monica Cismaru, redactor unică și ne aflăm la o nouă ediție Adevăr sau Provocare. Astăzi l-avem invitat pe Cove, mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Eu mulțumesc pentru invitație. De azi, într-o săptămână, începe emisiunea, noua ta emisiune, Mă însoară mama. Da. O să însori niște băieți pe acolo și babele spun că dacă nu te însori până la 30 de ani, te însoară... Da, se soară babele. Mă rog, da, acum eu nu sunt chiar în categoria babe. N-am vrut să spun asta. M-aș trece în categoria cupidon mai degrabă. Da, e foarte adevărat. Pe de altă parte, lucrurile au evoluat. Asta cu 30 de ani era acum mai bine de 30 de ani. În sensul în care dacă nu-ți găseai o parteneră de viață în jur de 20 de ani, 20-25, maxim 30, era o nenorocire. În lumea în care trăim noi astăzi, lucrurile s-au cam schimbat. Practic, tinerii vor întâi să-și facă un viitor, o carieră și așa mai departe și amână momentul ăsta al întemeierii unei familii până după 30 de ani, chiar în jur de 40. Ei bine, problema apare la modul următor. Pentru că e paradoxal. În era comunicării, în era rețelelor sociale, în era în care ne este foarte simplu cu, nu știu, deschidem telefonul și putem comunica aproape cu oricine de pe globul ăsta, ne este foarte greu să ne găsim un partener de viață. Pentru că, îți iau un exemplu, un băiat, chiar și o fată, da? Hai să vorbim despre băieți, că eu mă ocup de băieți în emisiunea asta, îi însor pe băieți. Un băiat care lucrează într-o multinațională, undeva, într-o, nu știu, corporație, într-un loc, dar un loc de muncă, unde lucrează acolo de la 9 dimineața, să spunem, până la 6-7 seara, habar n-am, dar are un program foarte încărcat. Bun, ajunge acasă, obosit după o zi de muncă, poate nu mai are chef să iasă, poate, nu știu, nu-i place să iasă prin cluburi, nu-i place să facă nu știu ce activități. Și așa, un tip mai vine acasă, citește poate o carte, se uită la un film și așa mai departe. Intră pe Tinder. Și asta cu Tinder-ul și cu rețelele astea sociale. Poate cunoște, începi să n-ai încredere la un moment dat, nu știi cu cine stai de vorbă. Și așa mai departe. Și el ce face? Cum își poate el găsi o parteneră de viață? Da, la birou unde lucrează are 3, 4, 5 colege. Poate, nu știu, a încercat cu ele, poate nu-i plac, poate. Și atunci, ce soluție are un astfel de băiat? Unde își găsește el partenera? Nici nu mai merge cu transportul în comun. Pentru că înainte, da, mergeai, știi cum e, în stație la Lizeanu, vezi cântecul, da? Întâlneai o domnișoară, așteptai autobuzul, stăteai, intrai în vorbă cu ea. Acum unde să intrim? Că tu în mașina ta... Fiecare și... Acum riști să-ți iei o poșetă în cap dacă intri. A, bine, nu mai vorbim de asta, că nu se mai poartă. Domne, măi măgarule, cum îmi spui așa ceva, știi? Da, și atunci, sincer, este chiar o... Acum, lăsând la parte, e chiar o problemă serioasă. Dacă stai să te gândești bine, cum ajung tinerii să-și găsească perechea? Păi, cam greu. Și atunci... Apelez la, știi cum era odată, auzi mamă, stai că știu, avea o verișoară de-a noastră, o fată bună, care nu știu ce făcea și așa mai departe. Și uite, mai există o variantă, este această emisiune, Mă însoară mama, care este un reality show, este mai mult reality, prefer eu să-i spun, decât show, pentru că acolo, sau în emisiunea asta, s-au înscris băieți care își doresc cu adevărat să-și găsească perechea, care fiecare, cum să zic, dintr-un motiv sau altul, a ajuns în situația în care nu au reușit să găsească până la vârsta asta, avem băieți și de 26, 27, 30 de ani, dar avem și băieți de 43 de ani. Am unul chiar de 47. Că nu și-a găsit, domnule. Nu a găsit o fată potrivită pentru el. Sigur că pot spune, poate e omul prea pretențios. Dar poate nici n-a avut ocazia să cunoască. Sau poate s-a implicat într-o relație în care el a crezut și relația n-a mai funcționat. Ce faci? Ai o relație 10 ani cu o fată, da? Și nu merge. Abia peste 10 ani îți dai tu seama că poate na, nu te prinzi așa de repede, da? Peste 10 ani nu mai funcționează. Ce faci? Te trezești că ai 40 de ani, da? Și cum te descurci mai departe? Ți-e frică după aia? Te teamă să te mai implici într-o altă relație. Și ai ocazia să vii la această emisiune, la acest reality show, de mână cu mămica. Important asta. Sigur că e și subiect de bășcălie, pe de-o parte. Să-i zici, domne, bărbatul la 30 de ani, 40 de ani, vine de mână cu mămica. Da, vine de mână cu mămica, dar spun eu de ce. Pentru că mămica are ochiul vigilent acolo, știi? Ea mămica vede imediat. Tu ca băiat, da? Eu sunt bărbat. Adun în față 7 fete, frumoase toate, îmbrăcate, dichisite, aranjate. Toate vin să mă cunoască pe mine. Cel puțin ele asta declară, da? Eu n-am de unde să știu care este adevărata lor intenție. Bun, dar e mama. Și mama vede. Mama își dă seama, stai puțin mamă, că eu poate mă îndrăgostesc de o fată. O văd frumoasă așa, îmi place, ea îmi zâmbește că,
nu știu, din diferite motive, că e emisiune de televiziune, că vrea și ea să se afirme, că sunt o submedine de motive. Iar mama e atentă și zice, mamă, nu e bună fata asta, nu e ce trebuie ție, nu e o fată înțelegătoare. Tu, în primă fază, ca bărbat, ai tendința să ignori tot felul, că poate, nu știu, nu e ea vreo gospodină, că nu face nu știu ce. Sunt amănunte, dar amănuntele alea în relația de mai târziu contează. Și mama, importanță. Mama are ultimul cuvânt, soacra. Mama, da, mama are ultimul cuvânt la început, pentru că hai să-ți explic puțin cum e formatul emisiunii, ca să înțeleagă și cei ce ne urmăresc, da? Avem în emisiune 8 băieți care s-au înscris împreună cu mamele lor, da? În concurs. Pentru fiecare băiat vin câte 6-7 fete. Oho! Băiatul are o primă întâlnire cu ele, băiatul împreună cu mama, da? Ei stau pe o canapeluță așa, apar fetele și e prima întâlnire. Bună, bună, cum te cheamă, nu știu ce. Au șansa, după această primă întâlnire, să stea de vorbă cu fiecare dintre fete în parte, preț de 10 minute, 15, o întâlnire scurtă. După această primă întâlnire, trebuie eliminată una dintre fete. Ca așa e concursul, așa e formatul, da? Cine crezi tu că elimină fata? Mama. Mama elimină fata. Bun. Elimină o primă fată. De obicei, mama cam intuiește. La prima nu e așa mare, deși au existat și situații în care mama a vrut să o elimine fix pe aia pe care o plăcea cel mai tare băiatul. Mm-hmm. Aici există un avantaj, să-i spunem așa, pe care noi, ca emisiune, îl oferim băiatului. Există un joker, îi spunem noi, da? Adică, în momentul în care mama vrea să elimine o fată și băiatul o vrea pe fata aia să rămână mai departe în emisiune, băiatul își poate folosi acest joker. Și atunci o păstrează pe fata respectivă în emisiune, iar mama este obligată să elimine o altă fată. Bun, dar asta se poate întâmpla o singură dată pe parcursul emisiunii. Asta e prima eliminare. Mama elimină prima fată. După care, băiatul împreună cu fetele pleacă la munte. Da? Pe Valea Prahovei, la noi, frumos, într-o căbănuță de asta, unde stau acolo, se cunosc mai bine, află unii despre alții și așa mai departe. La munte are loc o altă eliminare. Cine elimină? Tot mama. Opa, opa, acum mama a apucat să le cunoască, a mai stat și ea de vorbă cu ele. Le vede și pe la munte pe acolo, care e mai ordonată, care e mai organizată, care. Rămân trei fete. Cu aceste trei fete, băiatul merge împreună cu mama lui acasă la el. Și acasă la el acolo... Proba de foc. Înțelegi? Le vede și băiatul cum se comportă, le vede și mama. Dacă, nu știu, se trezește de dimineață, dacă nu, dacă știe să gătească, dacă ochiul nu... Ochiul soacrei, dacă e și ea atentă, face curățenie, face ceva pe acolo, măcar de ochii soacrei. Unele nu fac, altele încearcă, știi? Adică stai, mamă, uite ce vrednicuță sunt eu. Aiurea, ea face numai un pic de... Mama își dă seama de lucrurile astea. După care, după această perioadă petrecută acasă la băiat, urmează o vacanță în străinătate. Undeva în țările calde, frumos. E, numai că nu toate cele trei fete pleacă în vacanță. Una se pierde pe drum, fix aici în țară înainte de a pleca. Aha. Și, mă rog, e o eliminare destul de dură, așa știi, pentru că e chiar acolo în aeroport. Fata este... eliminată, una dintre fete. Aici iarăși este o tensiune, pentru că vezi tu, rămânând trei fete, băiatul ușor-ușor se apropie, știi? Da. Unii s-au apropiat în mod egal de toate trei. Și plus că bărbații sunt cam nehotărâți. Da. Iartă-mă că spun, dar asta este clubul de adevăr, știi? Au trei fete acolo și zici, cu care vrei să fii? Păi nu știu, că îmi place și Cutărica, îmi place și Cutărica, dar parcă aș vrea și pe Cutărica. Băi, băiatule, hotărăște-te că nu putem să ținem așa. În fine, mama elimină încă o fată. Să duc ei după aia prin străinătate să distrează băiatul cu două fete și cu mama. Mama este tot timpul lângă ei. Bun, după care are loc întâlnirea finală, când băiatul, de data asta, băiatul alege. Dintre cele două, băiatul o alege pe cea pe care o place. Mama nu mai are nimic de spus aici. Și cu atât mai mult, după ce o alege pe una dintre cele două, mai are o alegere de făcut. Dacă îi oferă inelul sau nu. A, deci nu e obligat să se însoare? Nu e obligat să se însoare. Păi acum nu putem să... Stai puțin, nu îi punem... Dacă a venit băiatul hotărât. Păi, băiatul a venit, fata hotărâtă, dar băiatul poate, cum să zic, mai așteaptă. Zice, dom'le, nu sunt convins, îmi place fata, dar parcă aș vrea să... Știi? Au fost și cazuri de băieți foarte hotărâți. Vedem nunți. Până în pânzele albe. Vedem nunți. Da. Ok. Eu zic că este o emisiune pe care ar fi păcat să o ratați, pentru că... V-am spus că e mai mult reality decât show. Și chiar așa este.
vedem niște oameni care se comportă natural, îi vedem și de ce au venit în emisiune. O să-i vedem foarte clar pe aia care chiar au venit să se însoare, chiar își doresc să-și găsească fata perfectă. Uite, avem un băiat care a venit de la Londra. El locuiește la Londra împreună cu familia lui. Este un tânăr de 26-27 de ani, cam așa. Lucrează în sistemul bancar acolo, are o situație foarte bună. Locuiește într-un cartier frumos din Londra, adică are tot ce-i trebuie. Și își dorește cu adevărat să cunoască o fată. Nu. E, băiatul ăsta chiar a venit să-și găsească aleasa. Dacă și-a găsit-o sau nu, asta o să vedeți în emisiune. Da. Mama lui, de asemenea, e foarte implicată și a vrut să-l ajute să-și găsească fata. El a venit și cu mama și cu tata după el. Au venit împreună, cu familia. E o familie frumoasă, o familie în care deciziile se iau împreună. Știi? De multe ori vezi că noi avem ideea asta, ne dorim cu toții familia aia în care să fim toți împreună, atunci când se ia o hotărâre, să decidem toți împreună, dar adesea din afară, când vedem o astfel de familie, tindem să glumim, să facem bășcăle. A, uite, domne, și pe ăștia, uite, bă, stă de vorbă cu mămica sau cum știu ce. Da, până la urmă, trebuie să, dacă, cum să zic, ne dăm deoparte puțin așa și suntem foarte obiectivi, realizăm că persoanele care ne vor cu adevărat binele în lumea asta sunt părinții noștri. Da? Mama, în primul rând, ce vrea mama? Mama vrea ce e mai bun pentru copilul ei. Da? Așa este. Hai să continuăm drama în acest studio. Da, da. Acum tu ești în lumina reflectoarelor, tu și numai tu. O să extragi câte o întrebare, un adevăr sau o provocare, cum e titlul emisiunii. Da? Și te rugăm să le dai curs. Nu știu ce, perfect. Depinde ce scrie acolo. Nu știu, hai să vedem. O fac că nu știu. Hai să vedem, dacă da. Provocare. Fă-ți un selfie și spune ce hashtag ai pune la această fotografie. Mamă, aici m-ați omorât că asta cu selfie-ul... E o poveste cu tine și cu selfie-urile. E o poveste, uite așa, da. Și uite, aș pune la asta hashtag luat la întrebări. Inofensiv. Da, e un hashtag cu minte. Un hashtag cu minte. Da, dar, domne, acum, da, cât de provocator aș putea să fie un hashtag. Uite, prima bifată. A fost ușor. Da, ok. Gata, hai, mergem mai departe. Trecem la următoare. Hai că e simplu. Dacă te-ai întâlnit cu Andreea Marin, acum prima întrebare pe care i-a adresat-o ar fi. M-am întâlnit cu Andreea Marin, foarte bună întrebare asta, acum o oră, cred că. Ce intuiție! Da, cam da, a trecut o oră, cam două, hai să zic așa, pentru că a fost invitat în emisiunea Vorbește Lumea. Și în primul, prima întrebare pe care i-am adresat-o a fost... Că ea a venit așa îmbrăcată într-o rochie neagră, așa, foarte sobră, foarte serioasă și am întrebat-o la ce schit activează, că zic, are un look de măicuță, așa, zic să... Și mi-a zis să mor puțin dacă de vreau să mă spovedesc și zic, nu, că n-am niciun păcat. Da, frumos, a intrat în jocul tău. Da, așa, ia să vedem. Adevăr, dacă ai avea cont pe Tinder, care ar fi nickname-ul tău și ce replică de agățat ai folosit? Că tot vorbeam mai devreme de... Da. Măi, de Tinder ăsta eu am auzit, sincer, aș fi fost foarte curios, dar, mă rog, nu mai sunt în postura în care să-mi permit, pentru că înțeleg că este o utilizare directă a acestei aplicații. Un exercițiu de imaginație. Da. Păi eu nu m-aș complica, adică m-aș pune numele meu, adică aș pune un cove, înțelegi, sau... știi că se poartă asta cu tări cove omul, înțelegi? Și eu aș pune cove zeul. La întrece pe smiley. Înțelegi? Adică, domne, cove zeul, înțelegi? Și replică de agățat, vrei să te înalți cu mine? A să lăpălăsă. Da. De pe vremuri. Mă rog, un lucru pe care nu i l-ai spus soției tale despre tine până acum. Crede-mă că sunt împreună cu soția mea de 7-8 ani. Mulți înainte. Mulțumesc frumos. Nu există lucruri pe care, chiar dacă eu nu i l-am spus, ea să nu-l fi aflat. Femeile. Femeile află totul. Trei calități de ale tale care încep cu litera F. S-auzim. M-ați frumos. Una. Așa. Filantrop. Două. Și... calități, stai că nu. Puteam să zic fricos, dar nu e. Nu e calitate, e defect. Așa, frumos. Și eu știu, dar nu vreau să spun. Te las, te chinui. Filozof.
adică puțin meditativ, da. Și ce ar mai fi? Ar mai fi figurant, știi? Uite că la asta nu mă gândisem. Așa, cu F, la ce, ce mai e? Ar cu mai F? Fi fabulos, fenomenal. A, da, bine, domnule, astea sunt simple, mă rog, nu, ale erau, acum, da. N-avem. Deci, îți veneau în minte imediat. Astea, fabulos, chiar, citește-ne ultimul mesaj de pe WhatsApp. E, uite, aici, hai să... Da, oricum, tu poți să ne citești ce vrei. Corect, asta clar, asta clar, da, 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 da. Mister, call me when you have 2 minutes. Mi-a zis Adrian Verzilă de la PR. Aha. Colegul meu, da. Care este talentul tău secret? Fă o scurtă demonstrație. Nu, eu n-am talente secrete. Toate talentele mele sunt la vedere. Adică eu tot ce fac în emisiunile de televiziune în care m-ați văzut, da, cam aia știu să fac. Altceva să nu credeți că știu să fac în plus. Deci nu, chiar. Și mie îmi place așa. Care e talentul tău? Deci îmi place să rostogolesc vocabule. Cam cu asta mă pricep. Așa. Învârtim cuvintele. Care e plăcerea ta vinovată? Mult prea vinovată. Îmi plac dulciurile, rău de tot, dar rău. Dar bine, se și vede altfel, noroc că mi-am luat sacul ăsta mai rău. Te alinți, te alinți acum, nu, serios, știi? Serios, serios. Mănânc dulce excesiv de mult și aș putea renunța la orice mâncare ever, așa, pot să nu mănânc absolut nimic, dar la prăjituri nu. Și mănânc orice nenorocire, adică nu sunt vreun rafinat. Să zici, domne, dacă nu este nu știu ce tort de bezea cu bla 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 bla. Făcut de numai nu, de... Nu, 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 nu. Deci eugenii, deci nu, napolitanele alea cu tare. Uite și pe Mr. Verzilă că venea acum că tot vorbim de el. Aha. Și ultimul mesaj tot de la el era și la mine, da. Să știi. Ai văzut? A, bun. M-a întrebat că ultimul mesaj pe Facebook, pe WhatsApp primit. Și era ultimul mesaj, era de la tine. Bravo. Așa. Ai fost vreodată la un blind date? Cum a fost? Mă, n-am. Stai, asta stai să mă gândesc, nu. Nu ți-a aranjat nimeni o întâlnire și să o vezi pe fată chiar atunci? Pentru că eu cum, a, și să nu văd eu sau eu să nu cunosc. Să nu fi văzut-o până atunci. Să nu fi văzut-o până atunci. A fost o poveste interesantă, da. Care mi s-a părut haioasă și atunci. Eram tânăr cu speranțe. Așa. Și am primit un mesaj pe telefon greșit. De la un număr pe care nu-l aveam. Un mesaj în care spunea, nu mai țin minte exact ce, eu sunt în Roma și e foarte frumos și nu știu ce și bla 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 bla. Și am răspuns mesajului, zic, mă bucur că ești în Roma, eu sunt în București, dar cred că ai greșit adresantul, nu știu ce, nu știu cum. Și cumva de la mesajul ăla așa greșit, era pe vremea când n-aveai WhatsApp și nu știu ce, era SMS, aveai un număr, nu știai. Nu puteai să vezi poze sau ceva sau lucruri de genul ăsta. Și cert este că am continuat să conversăm așa o perioadă. Mi se părea interesant, că nu știi cu cine vorbești și era o chestie care n-avea, nu te obliga niciun fel. Și știu că ne-am întâlnit la un moment dat, fără să o cunosc. Nici eu nu i-am spus ei cine sunt și așa mai departe și a fost interesant așa. Ne-am întâlnit, am stat de vorbă și aia a fost cam tot. Nu s-a concretizat absolut nimic. Putea să fie o poveste romantică, dar nu a fost să fie. Începutul a fost romantic. Exact, începutul a fost foarte romantic. De film. Spune-ne un lucru de care ți-e rușine. Cam ceva mai multe kilograme în plus. De asta mi-e rușine. Iar deci, te alinci. Nu, serios. Serios. Și domnul Verzilă poate să recunoască că el îmi spune mereu să mai slăbesc. Deci așa faci. Este chiar, da. Da. Așa chiar faci. Asta îmi spune. Îmi spune mereu, slăbește, slăbește, slăbește. Și eu, uite, așa stau, nu respir. Un moment penibil în care te-ai aflat recent. Deci ăsta trebuie să vi-l spun. De-a lungul timpului, nu vreau să... Așa, lumea mă recunoaște și le mulțumesc pentru lucrul ăsta. Oamenii adesea vin și îmi cer să facem o fotografie împreună și sunt de acord cu lucrul ăsta. Și uneori când văd că oamenii, nu știu, poate nu au curajul, dar sunt prin jurul meu și încearcă să facă, să prindă ei câte o fotografie, le spun, haideți, n-are sens, dacă vreți să facem o fotografie, haideți să facem. Și așa, foarte rar mi se întâmplă lucrul ăsta, adică nu insist. Dacă oamenii vin către mine, ok, dacă nu-mi place să... Nu te duci tu și le spui, haideți să facem o fotografie. Da. Filmam pentru Mănsoară Mama și aveam un intro ceva, eram în zona Arcului de Triumf. Eram undeva între benzile de circulație, cu Arcul de Triumf în spate, acolo unde e trecerea de pieton, dar pe scoar, știi? Stăteam cu camera acolo și aveam un intro de dat
Și a luat o doamnă cu un domn, o văd pe doamnă care se poziționa cumva în fața mea și domnul îi făcea fotografii, înțelegi? Și zic, băi, zic, uite ce să chine oamenii să mă prindă pe mine în spate, să facă fotografia, să nu știu ce, nu știu cum. Și termin eu, mă rog, ce aveam de dat intro-ul ăla și ce aveam de filmat și pe mă îi spun doamnei, întorcându-se cumva, doamnă, haideți, dacă vreți, acum n-are sens, hai să facem o fotografie. Și doamna îmi zice, no, 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 with the arc, nu era româncă, era turistă venită, scuzați-mă, și pomă, nu, nu, haideți tot să facem o fotografie, că probabil că sunteți cineva de vă filmează ăștia aici. Ce drăguț! Da, foarte tare a fost femeia. Nu, 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 că noi cu Arcul de Triunf făceam poze, adică nu... iertați-mă, nu, zici, ok, n-am... Cer scuze că da, v-am deranjat. Așa. Simpatic. Când te-ai sărutat prima oară? Cum să nu ții minte primul sărut? Sună-ți eu, mai ții minte. Poate bărbații nu ții minte. Eram în anul... Acum, cred că dacă prin sărutat ne referim doar la atinsul buzelor așa, sta destul de prematur. Am început, cred că eram în clasa 1, clasa 2, cam așa. Deci, na. Mă rog, nu, sincer, acum poate să părea surprinzător, dar, de exemplu, fiul care e clasa a doua, deja el are o prietenă și umblă cu ea de gât așa și îi se pare normal, adică nu mai e o problemă. Da, cam atunci au început primii și probabil, și după aia, mă rog, primul sărut așa a fost în perioada adolescenței, așa, în jur de 16 ani, 16 anișori. Mă rog, dar era perioada aia cu Revoluția, când am prins Revoluția, atunci eram... Era mai preocupat de libertate decât... Un secret pe care nu l-ai spus părinților când erai în liceu. Bine, părinților nu prea le spuneam toate trăzneile pe care le făceam eu în liceu, în special cele care aveau legătură cu învățătura, cu școala și așa mai departe. Pentru că, mă rog, ei se luau cu mâinile de cap, firesc. Dar săracii aveau parte de... tot felul de șocuri, să le zic așa, atunci când veneau pe la școală. Erai un rebel? Oarecum, da, nu, n-aș spune atât de rebel. Cât de rebel puteam să fiu în perioada respectivă? Eu am prins 2 ani în comunism și 2 ani în libertate, în liceu, așa că, na. Dar mi-aduc aminte că, de exemplu, mama săracă a avut un șoc extraordinar. Eu am făcut liceul Gheorghe Lazar din București și eu am prins și treapta a doua. Când între clasa 10 și 11 se mai dădea un examen pentru a trece la nivelul următor. Și a venit maica mea la școală și o doamnă profesoară foarte drăguță așa i-a spus, doamnă, cred că ar fi bine să vă gândiți să mergeți cu el la liceu, că nu face sens. A venit mama acasă plângând toată și, mă rog, i-am promis atunci că mă apuc de învățat, ceea ce am și făcut și am și luat în Lazar și am și terminat Lazarul și am făcut și fizică, chimie și sunt și bun la astea, matematică și... Mimează cuvântul soacră. Păi mi-e greu dacă o să mimez soacra mea, e foarte simplu, că e pâinea lui Dumnezeu. Pâinea lui Dumnezeu. Înțelegi? Iar ne bucurăm dacă, pentru tine. Iar dacă soacra, mă rog, accepțiunea clasică, deși n-am înțeles-o niciodată, e de aia cu poamă și acră, știi? Da. Dar nu înțeleg de ce e asta cu poamă acră. Deci n-am înțeles-o niciodată. Eu... am avut întotdeauna cu soacrele o relație extraordinară. Chiar n-am de ce să mă plâng, sincer. Deci, mult mai bună decât cu fetele lor. Să știi că așa se întâmplă de multe ori. Păi da, chiar așa este. Adică, de ce? N-am înțeles de ce soacra e o femeie care... Acum, poate, n-am cunoscut eu, dar de ce am cunoscut... Ginerii cu soacrele se înțeleg bine și nurorile cu soacrele lor poate au o relație un pic mai tensionată, nu știu. Nu știu, poate e competiția asta între femei mai acerbă sau ceva, femeile probabil, sunt știi? Un pic mai... Ce nu ai face niciodată în numele celebrității? Păi, de exemplu, n-aș... Ce n-aș face eu? N-aș face... Uite... Ce să nu fac eu? Aș face orice. De ce să nu fac? E mare. Adică dacă tot e celebru, măcar îți permis să faci orice. Nu, vorba vine. Nu-mi place chestia asta de a profita de pe urma celebrității și așa mai departe. Eu prefer să-i spun notorietate. Dar, într-adevăr, uneori
trebuie să fiu sincer și să recunosc. E binevenită câteodată atunci când oamenii sunt mai drăguți cu tine, când oamenii se poartă frumos, când, nu știu, ai un mic avantaj cu ghilimele de rigoare, e binevenit. Acum pot să zic, domne, vai, așa ceva, eu nu vreau, vă rog frumos, chinuitor. Tratați-mă cu dispreț. Nu, de ce? Acum, plus că ești eu, dacă vrei, pentru mine a fost întotdeauna ca un fel de răsplată a efortului, a muncii pe care eu am depus-o. Știi, faptul că ce am făcut bine, a ajuns la inimile oamenilor și oamenii, atunci când mă văd pe stradă,